Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă bucur să ne reîntâlnim la la o ediție specială a podcastului meu, Avangarda cu Ionuț Vulpescu, ediție specială în Duminica de Paști, și mă bucur să l-am invitat pe publicistul, scriitorul, teologul Dan Ciachir. Domnule Ciachir, mulțumesc mult, Hristos a înviat încă o dată. Adevărat, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Cu plăcere am acceptat, cu plăcere. Ce înseamnă când îi spun creștinii Hristos a înviat? Acest salut a luat naștere în epoca apostolică. Deci e foarte vechi. Ca și puțin mai târziu obiceiul vopsirii ouăle roșii. Este cea mai subțintă mărturisire a apartenenței la creștinism. A recunoașterii lui Hristos ca fiul al lui Dumnezeu și om de săvârșit. Și iată că de aproape 2000 de ani să rostesc aceste cuvinte. Își mai spun creștinii astăzi, în vremurile noastre, Hristos a înviat până la înălțare, așa cum o făceau cei din trecut, din vechime? O spuneau și în timpul fostului regim. Eram copil în calea Rahovei, locuiam într-o curte de-astea, erau mai mulți oameni cu caici, cu vișini, adică la 3 km de Piața Unirii, care se numea Piața Națiunii pe atunci, era un rai care coincidea cu Paștele. Ei, acolo femeile făceau cozonaci, pască, iar acest că Hristos a înviat și adevărat a înviat dura într-adevăr 40 de zile. De pildă, mi-aduc aminte telefoanele, că aveam telefon în 1957 pusese tatăl meu, atunci se dădeau de a spune Hristos a înviat și adevărat a înviat, adică telefoanele de Paști, vizitele de Paști, mesele, mergeam la școală cu ouă roșii în primele clase, învățătoarea era doamna, director era domnul director, avea că ne-a mutata e în centru, mai jos de cercul militar, astea au cam, s-au estompat, n-au dispărut, pentru că Paștele se presunea să sărbătorea în familie, cum să nu, cu ouă roșii. Și a mai fost iarăși perioada anilor 68, când a fost o deschidere, iar atunci terminam liceul, eram la liceul Sadoveanu, și iar se venea cu ouă roșii la școală. Deci, oamenii care voiau să facă o carieră, evident că nu se duceau la biserică sau se duceau la undeva la periferie, că începuse, era și o epigramă despre un scriitor foarte important și teatrolog, romanul lui Sfârșit de Veac în București rezistă și astăzi, și e vorba de Ion Marin Sadoveanu, care, mă rog, spunem, a acceptat o coabitare, și încă din 46, când presa era totuși semiliberă, a apărut o epigramă, îl compătimesc săracul, și îl compătimesc mereu, 6 zile e cu dracu, una doar cu Dumnezeu. Că se ducea la biserică duminică, eu mare, și-a rămas un pusese și la ruba prins și... A fost asta, sau bine, a fost celebru distic când a ajuns primul preot ministru în guvernul Groza, era părintele Burducea, și era vorba ca părintele Burducea, când cu steaua, când cu crucea. E adevărat că cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră de Paști e aceea a primei spovedanii, când v-ați spovedit prima dată? Da, pentru că au coincis, adică întâi a fost trecutul pe sub masă, care mi-a rămas acolo în calea Rahovei,
și spoveditul. Și un lucru foarte interesant, că era mai mult un paraclis biserica aceea, dar venea foarte multă lume. Actualul duhovnic al meu și al soției mele, părintele Ionel Durlea, un cleric foarte distins, slujește într-o superbă biserică ridicată alături și acolo merg și acum, adică tot în locul ăla la 50 de metri depărtare, că întotdeauna mă duc, se folosește ca paraclis mortuar. Că... Părintele Durlea a fost și la Sfântul Gheorghe Vechi, exact, unde a slujit și părintele profesor Ion Buga și unde este o biserică legată și de părintele Stăniloae, de altfel. Da, pentru că a locuit acolo. A locuit... În păcate, se zice că în noaptea când a venit securitatea să-l ridice, tot un vecin care era cleric i-a deschis ușa în partea din spate. Sau, s-a amenajat și un mic muzeu dedicat părintelui Stăniloae. Da, n-am văzut că după ce s-a mutat părintele Ionel Durlea, sigur că l-am urmat cum era firesc în calea Racovei, care, în rog, sunt amintirile astea de București patriarhal și semirural și numai flori. De asta am zis că atunci când Liliacu mi-aduce aminte, simt nevoia întotdeauna să miros o creangă de Liliac, mi-aduce aminte de slujbe de prohod și de slujbele de Paști de Săptămâna Mare. De denii și de... Sigur că da, dar... Haideți să deslușim un pic pentru cei care ne urmăresc momentele esențiale din Săptămâna Mare. Joia Mare, denia celor 12 Evanghelii. Păi da, asta am trecut de el, eu a zice să vorbim. Da, vin cele... Foarte 12. Pe scurt. Păi este... De ce sunt denile? Sunt slujbe care se țin seara, dar ele sunt slujbe ale zilei următoare. Astea sunt denile. Și au această rânduială. Să nu uităm că în Săptămâna Mare se citește, că cu o săptămână înainte se citește din nou canonul Sfântului Andrei Criteanu, care e un text foarte, foarte, foarte important. Iar apoi intervine o perioadă de pace și liniște după prohod, adică sâmbătă. Mântuitorul a fost îngropat, cum știm, ucenicii săi nu sperau să învieze. Sunt foarte, cum se spune, apăsați. Tristețea aceea din jurul crucii de pe Golgota. Și pe urmă explozia. De sâmbătă spre duminică, pentru că slujba învierii începe și a început la ora 11 seara, în biserică. După aceea vine momentul veniți de luați lumină. De asta îmi place să mă duc la Gorgani de Înviere, că e colina aceea. La Sfântul Ilie, da. La Sfântul Ilie, la cei patru părinți care slujesc acolo și un loc Gorgani, așa, poate să o mahala selectă. Mahala înseamnă cartier, în turcește, nu e nimic pejorativ. Și eu mă consider un mahala jup în faptul că am copilărit în calea Rahovei, unde lumea era foarte cuvincioasă pe vremea aia. Nu? Eugen Barbu a fost scriitorul, unul din scriitorii mahalalei bucureștene. Da, el pe de-o parte, o carte foarte valoroasă, pe de altă parte a mai și țigănit puțin mahalaua. Dar mahalaua în care am crescut, eu și nu sunt singurul care spune că mahalagiu ca... Vă place să mergeți la Înviere la Sfântul Ilie Gorgani? Da, da, pentru că este colina aceea și pentru că mi-a rămas de copil în minte că...
toate lumânările de mâinile credincioșilor să văd. Bucureștiul nu are dealuri, nu are, și cât a avut cotrocenii le-au mai și dărâmat, nu numai comuniști, puțină lume știe că atunci când s-a construit școala superioară de război, Academia Militară, cum mi se spune azi, din Cotroceni, s-a dislocat jumătate din dealul Țăcării. V-am auzit vorbind despre Joia Mare, despre Deni, despre textele Evanghelilor care se rostesc, în o analiză foarte interesantă asupra dramei lui Iuda. Care e păcatul cel mare al lui Iuda? Păcatul cel mare al lui Iuda sunt două păcate. Vânzarea, lepădă. Dar mai mare este deznădejdea. Aici e diferența dintre el și Petru. Petru, și el se face că nu-l cunoaște. De trei ori, cum îi și prezise să Mântuitorul. Și o femeie spune, păi și el era, eu, dar de unde? Sigur că asta regretă și este reintegrat. Iuda să spun. Și sinuciderea este consecința deznădejdei, nu numai a lui Iuda. Și aici, de fapt, nu are nimic antisemit o discuție despre gestul lui Iuda. Că e și o cântare bisericească. Azi erai lângă învățătorul și a doua zi la gunoi. Asta arată cum, pe de-o parte, Pavel, din prigonitor al creștinismului, din omul care a vegheat, a ținut de șase, cum s-ar spune, când a fost lapidat primul martir creștin, Sfântul Arhidiacon Ștefan, și după aceea cine ajunge? Pavel, nu? Teologul e cel mai important teolog, plus... Hristosul de după Hristos, cum zicea cineva, cu o formulă... Nu, Hristos e Hristos. Nu. Da, că e al doilea, noul ca Adam... Teolog, că e, da, da. Că e noul Adam, într-adevăr. Dar pentru că despre, cum se spune... competența teologală a lui Hristos, avem mărturie pe cei doi pelerini de la Emaus. Ne tălmăcea scripturile și în plus sfârșitul, gestul acela când ia pâinea, nu-l recunoscuseră și dispare Hristos. E prima zi a învierii. Mai e ceva la Iuda. Apare banul, nu e doar o vânzare, nu e doar o tădare, o face, apar banii, lucru care în creștinism nu e foarte bine, nu e foarte bun. Nu, stați puțin, să nu... Banul este o valoare a mundană, a lumii. Nu, intră în categoria, dar cezarului ce este al cezarului, că nu întâmplător figura cezarului este pe bani. Și lui Dumnezeu, ce e lui Dumnezeu. Deci, oricum, acum, noi suntem în perioada aia de mare bucurie. De pildă, lumea nu știe și nu știu de ce nici preoții nu le spun credincioșilor și credincioaselor, mai ales femeile în genunche. Ori 40 de zile în biserică, nu că n-ai voie, nu se îngenunchează, nu se bat mă. A, vrei să le faci acasă? Liber ca de la Banughica. Dar de ce? Pentru că e un răstim de bucurie. Și ce? După aia când se întâlnește, bucurați-vă, este mesajul de după, sigur, de după înviere. Sigur că ăsta e primul. Mesajul fundamental. Primele cuvinte sunt bucurați-vă. Astea sunt și iarăși sfertodoxii care spun că femeia e în biserică marginalizată, păi cine sunt? Cine-i primul martor al învierii? O femeie. Și femeile, pentru că tot ele stătuseră în jurul crucii, acolo era un singur bărbat, Sfântul Apostol Ioan, care, nu știu dacă are vreo legătură, e singurul dintre apostoli care moare de moarte naturală, că moarte bună e cam...
greu de spus. Și de asta Ionescu a spus superb că Paștele este bucurie întemeiată pe suferință. Față de, să spunem, Crăciunul. Nu că ăștia sunt cele două mari, cele două părți ale osiei, Crăciunul și Învierea. Numai de ce pentru catolici, protestanți, Crăciunul, pentru Occident este prima sărbătoare, că ia bucuriei să naște un copil, pe când acolo e o dramă, deși și în primul act, adică când vine vorba de Crăciun, să nu uităm, pruncii uciși de Irod, tipa, toți mai mici de 2 ani. Deci, mereu se alternează bucuria cu suferința, cu... Deci Occidentul pune mai degrabă accent pe naștere, în timp ce răsăritul creștin pe înviere. Da, de altfel, certitudinea unei vieți veșnice, certitudinea Dumnezeului înomenit, ne-o dă înviere. Pentru că, evident, fără naștere nu se putea, sunt la fel de importante, dar aici este punctul principal. Și sigur că lumea Antichității, lumea Bizanțului a avut această intuiție, această înțelegere, de fapt, că nu e cine știe, că nu e... Mă înfior când aud cu magic. Păi magic înseamnă drăcesc, să mă ierte Dumnezeu că suntem în săptămâna lumina. Asta înseamnă. Are, că am vorbit de Nae Ionescu, are în cursurile de metafizică o lecție întreagă despre de ciocnirea și deosebirea între miștic și magic. Am simțit așa ceva magic. Păi l-ai simțit, bă, dracul, lângă tine. Asta, oricât s-ar că, de fapt, e o lumină, eu nu știu ce, asta arată și lipsa de competență și de înțelegere a omului din zilele noastre, pentru că povestea asta cu magic n-are nici măcar 100 de ani. A apărut, este un... E un creștinism, este o formă de manifestare a credinței împânzită, da, diluată, în ultima vreme diluată, de popularizat, de eresuri, de superstiții, de s-a întâmplat, era întotdeauna sau este un fenomen recent? La oraș e un fenomen recent, pentru că de obicei, cum să spun, oamenii care... mărturiseau, care mergeau la biserică, începând cu țăranii, cu locuitorii acestor cartiere numite Mahalane. Știau toate astea. Sigur că o femeie e undeva, sigur, înclinată să afle dacă se mărită, dacă nu știu ce. Trecând la asta, un personaj foarte interesant, deși comunist de ăsta, Doncea, dar în conflict cu Gheorghiu, deci Constantin Doncea, s-a dus la o doamnă care ghicea în cafea. Și... deci îl marginalizase, că și el fusese cam obraznicul. Și atunci i-a spus să-ți moare dușmanul. Și într-adevăr deja a murit după 6 luni de la ședința asta de ghicit în cafea. Însă un om, nu-și dă în cărți, sau femeile mai fac lucrurile astea, sunt inerente, care... întotdeauna superstiția, dar când văd până cum se numește pe site-uri sau în reviste, ce să nu faci decutare de Sfântul Alexandru? Păi ce să nu faci? Ce nu faci de obicei? Adică ce nu face un creștin de obicei? Că rezultă că ai avea dreptul în alte zile să faci. Care iar este știți, să mă ierte Dumnezeu că este pe zi de sărbătoare,
un proverb foarte frumos. La madre dei cretini e sempre incinta. Mama tâmpiților e pururea însărcinată. Deci mereu să găsește câte... Pentru că l-ați pomenit pe Dej, este adevărată relația pe care a avut-o de apropiere cu Patriarhul Justinian Marina? Este, pentru că trebuie să te uiți un lucru. Pentru greco-catolici, pentru intelectuali, oameni de cultură și odihnă, pentru că așa scria deasupra parcului Ives Stalin, parcul de cultură și odihnă Ives Stalin, lângă în chelăstră. Cine a fost Patriarhul Justinian? Un popă de țară. Aceștia, neștiind că acest popă de țară a ajuns în 1936 la Geneva și în 1938 la Paris, câți preoți de mir, nici dacă și 2-3 episcopi, dacă au călătorit la niște întâlniri ecumenice sau... După aceea au mers mai mult. Nu, și înainte. La Saint-Serge după aia s-au studiat. Nu. Acum noi vorbim de preoți și de ierarhi în funcție. Da. Și au fost foarte puțini care să călătorească, dar între cele două războaie mondiale au fost la întâlnirile ecumenice, atunci s-a discutat problema unui nou sinod ecumenic de până 1922, care culmea e propunerea lui Miron Cristea, el o formulează prima dată. Dar Patriarhul Justinian, n-a fost adevărat o legendă atribuită Patriarhului Iustin, care a fost cel mai strălucit intelectual dintre ierarhi, când a venit aici, și asta și la unul coștiniști ai cultelor, când a venit în vizită, și mă întorc la ce discutam, președintele Karamanlis al Greciei până 81-82, i-a spus la ambasada elenă, la o recepție de aici, de București, că știți că Grecia încă este, evident că dumneavoastră știți, dar nu știu dacă se știe că Grecia este încă statui contopii cu biserică în Grecia. Și a spus cu gura mare, așa ar trebui să ne vorbim noi limba, cu eleganța cu care o vorbește sanctitatea voastră. Pentru că Justin... făcuse 3 ani la Atena, deci asta e important, și vorbea o greacă pentru care era foarte. Exista anecdota că i-ar fi spus la un moment dat Patriarhul Justinian, în Al Preasfințite, că Prea Fericite apare abia din 1955 expresia asta, care îi traducea la tu Toma Cariotatis, Prea Fericitul, că pe când în Al Preasfinția voastră căuta găinile de ou la Băbeni, eu îmi dădeam doctoratul la Atena. Întâi nu prea corespunde, pentru că la Băbeni a fost paroh patriatul cu Justinian, pe când avea 15 ani viitorul Patriarh Justin Moisescu. Dar Patriarhul Justinian a fost un om cultivat, un om care majoritatea preoților interbelici erau absolvenți de seminar. Sigur, erau și. Justinian a fost și absolvent de teologie și înscris la doctorat. Și după aia vine partea când este când deja e pregătit ca a întâmpina cea mai mare opoziție acest om providențial pentru biserica noastră. Facultatea de Teologie a preluat numele tocmai pentru a marca. Se cheamă Facultatea de Teologie Justinian Marina. Dreptate. Și a avut 2 copii, că a fost întâi preot de mir. Soția lui s-a prăpădit cu 10 ani înainte să devină
vicar, ca nu poate nimeni să spune că i-a pus perna pe față, că alminter nu ar fi, și aici vedeți că e de la Dumnezeu. Dacă era preot căsătorit, Patriarhul Iustinian putea să-l țină nu 10 zile, 100 pe Gheorghiu, deci la Râmnicu Vâlcea. Că nu la Băben, cum spune necunoscătorii, ci la Râmnicu Vâlcea, unde era parohul unei biserici importante din centru, Sfântul Gheorghe. Una din episcopiile importante pentru istoria bisericii păi noastre. Nu, vreau să spun, nu, da, o episcopie importantă, dar el a fost paroh cât a stat la Vâlcea. Și a fost, uite că nu trebuie să o sândim întotdeauna. El a fost la Geneva în calitate de șef al organizației țărăniste de Vâlcea. Și la Paris la fel. Că atunci îl cunoaște pe patriarhul Haile Selassie. Ce scenă! Când vine acest ultim, unul din ultimii împărați, la București. Eu l-am văzut în balconul apartamentului nostru, care e pe un etaj, cum trecea într-un forț, sau că Gheorghiu Odej renunța să, la Ceica și la Volga și la Bobedă, mult, se ducea la facultatea de drept să-și primească titlul de doctor honoris causa. Și există o fotogramă superbă pe un număr al dosarului istoriei, cum Corneliu Mănescu sărută crucea, iar eu am văzut astea, de fapt... Era ministrul de externe. Ministrul de externe, exact. Și au mai fost acolo vreo doi oameni și toți am văzut asta uimit la telejurnal, la jurnalul de actualități. Pe vremea aia lumea n-avea televizor, deși exista televiziunea română din 1957 emita, doar cu doi ani mai târziu decât televiziunea italiană, ca să luăm una. Așa, un exemplu, înființată, un termen de comparație, pardon, înființată în 1955. Și nimeni nu se eschivează din acești fruntași comuniști să sărute crucea și Evanghelie. Iar a doua zi, care fusese, asta era 29 septembrie 1964, ziua vizitei împăratului Haile Selassie cu suita lui, a doua zi cine îl conduc, cine și-au rămas de pe aeroportul Băneasa, Gheorghiu Udeș și Patriarhul Iustinian. Unde ați vedea în Rusia, ați fi văzut în o scenă de asta sau în Bulgaria sau în... E adevărat că la țară, consiliile populare cum erau atunci, sfatul popular da. Și primăriile cum da, ar veni, da, organizau exact în seriile în care erau denile, că e Joia Mare, că e Vinerea Mare, făceau tot felul de povești, mai cu seamă pentru tineri să-i atragă acolo, să nu meargă la biserică. Cam degeaba. Adică pe mine trebuie să o spun, oricât de am detestat, mi-am mărturisit acest gest necreștinesc, i-am dorit moartea lui Ceaușescu, m-a bucurat execuția lui și mă bucură în continuare. Dar trebuie să recunosc că pe mine, între vârsta de 6 ani și 38, cât aveam la căderea fostului regim, nu m-a oprit nimeni să intru în biserică, fie singur, fie cu mama, să merg la mănăstiri, absolut. Care e cea mai frumoasă amintire dintr-o noapte de Paști, de Înviere, pe care o aveți? Cred că este tot una din București, tot de la Gorgani, când la amplificată, sfârșitul anilor 60, să citește acel text al Sfântului Ioan Gură de Aur și spune: și iudeii au răspândit zvonul că au venit ucenicii și l-au furat, eres care până în ziua de astăzi
s-a menținut la iudei. Care e textul, dar florile de acolo, că... Textul în care se zice și cei care sunt veniți în ceasul al 12-lea. Nu, ala, altceva, ala ține de bucurați-vă, bucurați-vă, da. Tot gură de aur. Sigur, tot e, sigur, textul Sfântului Ioan Gură de Aur. Este un text formidabil. Este da. Superb. Pentru că ce se întâmplă? Altă inepție, călătorii de Paști. Păi, călătorie de Paști nu poți face decât la Ierusalim, să faci o înviere acolo și să devii hagiu. De Paști stai acasă, nu mergi la schi de Paști sau nu știu cum să spun. Comercializarea asta este foarte vinovată, nu banul, banul e o chestie. Comercializarea asta, adică, haideți. Iar bucuria Paștelui am înțeles-o și în opoziție cu Paștele pe care l-am făcut în armată, nu ne-au. Mă rog, chiar am discutat, că eram, nu știu, 80 într-un dormitor de ăștia, termen redus care eram, dar simt în străinare, acum am simțit-o că primul Paște de postcomunist l-am trăit în Malta. Și acolo totul se termină la ora 12. Ați fost în Malta, din insulele superbe la Mediterana. Cred că într-una de sărbătoare de Paști, când Paștele Ortodox a coincis cu cel catolic. Exact. Și a spus că ați simțit un sentiment cu totul special. Da. De ce s-a întâmplat? De ce a fost special în acel moment? Special a fost la București. Pentru că pe aeroportul din Roma, cât am stat o revenind din Malta, n-aveai sentimentul unui Paște. Când am ajuns la Otopeni, chiar era cu tot frica, că de la Roma am venit tot cu Nil 14, ăla erau așa, avioanele. Și este o bucurie și pare pe care o simți în toată săptămâna luminată. De ce se spune de Paști ca nicio altă perioadă, ca nicio altă perioadă din an? Se vorbește foarte mult despre a se face curat, să face curat de Paști, se vorbește despre înnoire. De ce este momentul acesta unic din perspectiva aceasta? Pentru că, vedeți, oamenii, Dumnezeu se gândește mai întâi la ce am numit sau ce numeau comuniștii masă, la oamenii obișnuiți. Și atunci ei își împlinesc niște bucurii. Se înnoiesc, adică își cumpără haine noi și le dăruiesc între ei. Să vizitează. Am apucat în calea Rahovei, finii venind la nași sărutându-le mâna cu ploconul. O jumătatea de curcan sau... Asta fiind, cum se spune, credeți că dacă ar fi apărut oameni ăștia care vor să mănânce gândaci și să le-ar fi dat cineva atenție în România aia normală, care încă mai era preponderență, că în anii 50 erau mai mulți locuitori în mediul rural, cum se spune, adică la țară, decât în oraș. Deci, atunci să bucura și să bucură poporul, nu elita. Ăștia sunt bucuriile mari care pătrund în popor. Tot timpul vreau să evit termenul masă. Să știți că eu am reușit, ca paranteză, să nu citiți un rând de Marx până în ziua de azi. Că pentru mine Marx e anticrist. Sau rudă cu... Deci, acolo sunt bucuria. În Pușkin, Evgenie Onegin, arată foarte bine momentul ăsta, care există și la noi, dar nu la... pus pe versuri nimeni, unde petrec împreună egalitatea în sărbătoare, dacă vreți. Și de-aia e expresia de la vlădică până la opincă, dar nu legat de Paște, dar e o expresie foarte frumoasă.
Asta e de fapt o unanimitate, nu e aia de la urmă. Asta e. Și oamenii aceia se bucură, e bucuria lor, e sărbătoarea lor, dar asta fostul regim nu le-a putut o împiedica încât s-a ajuns până acolo, că s-a prăznuit învierea la Cavni, cum o descrie strălucit Ion Ioanide în închisoarea noastră cea de toate zile. Sunt oamenii mai credincioși la țară, în mediul rural, decât în urban, în marile orașe? Nu. Aici este un fel de res. Am întâlnit și la Părintele Stăniloae, Dumnezeu să-l odihnească, convingerea aceasta că oamenii la țară sunt mai... Nu, pentru că să nu uităm un lucru. Creștinismul este religia de cetăți, de orașe, de capitale, nu e de cătune. A, că s-a menținut mai mult, este adevărat. După aceea vedem că ea poate să reînflorească oricând. Ce spuneau comuniștii peste tot, și în Bulgaria, și în Rusia, și... Păi, o să mai rămână niște femei în vârstă și noile generații de unde, că sunt pline de tineri bisericii. Această judecată pozitivist, reducționist, seamănă foarte mult cu teoriile făcute pe computer. Amintiți-vă, sigur, noastră stăți foarte tânăr, dar amintiți-vă de Fukuyama. Nu mai sunt chiar așa, da. Mi-aduc aminte că eram de ursa noastră la Mănăstirea Bistrița cu unul din foștii miniștri ai cultelor și cu un specialist, inginerul Pârscoveanu, care a lucrat la Bistrița de Vâlcea? Nu. De Moldova. De Neamț, unde starețul meu. Ca Părintele Zaharia. Cipria mi-a pus duhovnic 20 ani. Și mi se părea că, nu știu ce, că simt o apăsare, ei aveau vreo 75 de ani. Și haide, domnule, termină, ce ești dumneata? Dumneata, ești Flăcău. Și aveam 46 de ani. Fix anii pe care i-am. Uite, exact. Și acum, dorătura nu mutu, bucuria. Dacă nu ai bucuria asta, să spui, să... ouă ciocnit, Hristos a înviat, feliadă că cozonac paharul de vin, fără care sigur că nu se poate accepta. Creștinismul este, pentru mine e singura religie autentică, dar este religia care consacră vinul ca băutură vitală, nu excesivă, dar... cum să spun. Asta e bucuria. Vă dați seama că au fost oamenii în stare și la, nu știu, 20 de metri în pământ să se bucure de Paște la cap. Și poate au mai fost și până alte lucruri, dar nu s-a consemnat, cum n-a scris cineva o carte. Sărbătoarea Crăciunului, în general, este... periclitate, hai să zicem, de consumerism, de consumism și de cadourile astea. Se și spune luna cadourilor, când este de fapt luna nașterii și unei mari sărbători. Paștele pare mai ferit din punctul acesta de vedere și își păstrează, hai să zicem, un nivel de caracter eminamente spiritual. Totuși, apar discuții despre iepurași, despre tot felul de... Credeți că afectează esența sărbătorii? Să putem fi deschiși și să îngăduim formele astea sau sunt periculoase? Periculoase nu le spun. Acum sunt biserica, cum se spune, îi primește pe toți. Și există oamenii care nu merg la biserică decât de Paști, de Crăciun, de o mormântare. Unii chiar spun că tradiție. Nu, tradiția e tradiție. Mărturisirea este mărturisire. Tradiție, nu știu ce, și jocuri, asta este tradiție. Aici se greșește. Că tradiția se împletește cu credința, da. În foarte multe locuri și mai ales la țară. Dar eu n-aș vedea lucrurile astea ca... M-ați întrebat dacă e lumea mai credincioasă. Din experiența mea,
când mergeam la bunici într-un sat în Oltenia, superb că n-a avut electricitate până în 1972. Acolo am trăit liniștea ca fenomen fonic. Și calea Racovei sau chiar aici, a zice că era mult mai credincioasă lumea de la Mahal. Pentru că asta este un sămănătorism sau un destul de artificial, ce bun sunt oamenii la țară, ce canalii sunt aia de la oraș. Nu este adevărat lucrul ăsta. Pentru că, cum să spun, au fost, ca atunci am atribuit nu oamenilor, nu preotului, nu catehezei, trăirea sărbătorii, ci unor condiții. Adică dacă are pământ în curte, e credincios, dacă are asfalt, e neglijent sau alte. Nu se poate. Plus, mie mi se pare credința un dar, să și spune, nu. Pavarotti avea un dar pe care nu putea să-l egaleze nimeni, în pofida deșartei pretenții protestante, dacă vrei poți. Ce să... Cum dacă vrei poți? Dacă vrei poți, nu, trebuie să ai niște... Ca în reclame, așa. Păi, nu, da, bine, ce se întâmplă? Noi trebuie să fim ca români și cu alte nații, mulțumiți că nu mai avem un model, ceva spre care să ne uităm, decât naivi. Occident în decadență, o spune el însuși, gânditorii săi. Plus, asta a început să spun Francis Fukuyama, care a prezis sfârșitul istoriei, care de fapt că a ajuns la un progres și după aia și-a cerut scuze pentru războiul din Ucraina, pentru alte lucruri. Deci nu mai putem trăi cu complexul că dacă am fi fost și noi catolici, păi să mă ierte Dumnezeu că e sărbătoare, dar poveștile cu pedofilia din biserica romano-catolică sunt ceva de... Pentru că dacă inițial, cum bine știți, preoții au fost căsătoriți, au fost și episcopi căsătoriți până la sinodul 4, Calcedon din 451. Dar este principiul, prevede faptul ca să nu risipească averea bisericii, pentru că un patriarh căsătorit, dacă avea doi copii, unul avea Porsche și celălalt Ferrari. Ce afaceri au fost cardinalul, care îl cheamă exact ca pe carosier, o celebru Bertone, cardinalul Bertone, care era un papabil, am povestea în centrul Romei cu un apartament de 250.000 de euro. În același timp am văzut la Bistrița un tânăr din Bacău venit în Statele Unite ca să spovedească pe această. Ar fi important să sărbătorească ortodoxi și catolici Paștele în același moment, așa cum s-a întâmplat atunci când a fost noastră Malta, de pildă, și cum s-a mai întâmplat în timp. S-a mai întâmplat, dar nu are un efect, că sigur că îi spui unui catolic sau îi răspuns la Hristos a înviat, că nu, ei au avut o săptămână înainte de noi. Și poți discuta atunci când se ajunge la această încercare de prozelitism, că ori ei sunt, să nu uităm că era o biserică pe care ne socoteau teologii lor până acum, mai puțin de 100 de ani, niște triburi. Adică nu, nici n-am și avut în ortodoxie, în
nici n-am fi avut atributele sfințeniei ale... Acum dialogul teologic e altfel. Și acum e altfel, dar să nu uităm totuși că dacă unul ți-a zis ceva acum 20 de ani, sigur că încerc să uiți, dar totuși rămâne, mai ales la unii de... Eu aș zice că altceva este important. Ca biserică, să ne preocupe credincioșii noștri. Nu dacă stăm cu... Dacă sărbătorim, ce facem, o excursie la Ravena cu împreună? Nu, nu prea văd... La San Vitale acolo. Așa. Vorbind de credincioșii noștri, de ce din foarte mulți cei care merg la biserică noaptea de înviere pleacă acasă după momentul din afara bisericii, veniți când se zice preotul, veniți de luați lumină și nu mai rămân până la totuși momentul esențial care este Sfânta Liturghie. Evident, nu? Utrenia întâi și Sfânta Și apoi Sfânta Liturghie, cu Sfânta Euharistie. Vedeți ce se întâmplă? Omul care vine și stă numai spertul ăla de oră. Care ești transmis de televiziune, în general? Da, da, nu are nicio legătură. Nu, păi toată liturghia e transmisă de televiziune. Și au fost niște discuții, că nu era televiziune, ci radio, dacă se transmite sau... Omul ăla față de cel care nu intră în biserică, are calitățile lui. Și posibilitățile lui spre o deschidere. Un om s-a rupie de biserică atunci când are o chemare, o pornire din interior. Și sigur că el poate fi și prostit de vrăjmașul său. Că știu eu preoții ăștia, dar dumne, noi nu credem în preoți, noi credem în Dumnezeu. Plus că într-o împrejurare au făcut o epistolă către erezia de la Vladimirești, că era o erezie acolo la Maica Veronica. Câțiva duhovnici de seamă, care sunt părintele Cleopa, Arsenie, Papacioc, care spune următorul lucru. Eu pot să contest un preot în momentul în care el alunecă spre erezie, falsifică dogma. Nu că l-a văzut unul cu coana leana în zăvoi. Pentru că asta îl judecă Dumnezeu. În momentul în care, nu știu, a făcut o mărturisire, să zicem, cum erau severienii, sau atunci, da. Și asta o spun niște mari duhovnici. Și un prieten al meu, stareț al unei mănăstiri importante, pe când era student sau elev la seminar, s-a dus în vacanță. Și atunci era vacanță de vacanță. Și se întâmplă să următorul lucru. În săptămâna mare, preotul a fost prins cu învățătoarea, să zicem așa, în flagrant. Școala altfel. Școala altfel. Și atunci el le-a spus fraților, nu mai pot să vă slujesc, nu știu, război mâine sau înviere. Nu, părinte, păcatul dumitale asupra noastră. Iată că niște oameni de la țară știau mai multă teologie decât intelectualul care, lasă, dacă știu eu pe ăștia, țăranul ăla de la Băbeni, așa, care sau, și sigur că au mers și miturile cu securitatea, până în 65 îmi spunea profesorul Troncotă, chiar într-o emisiune publică, acum vreo 10-15 ani, care îl prețuiesc foarte mult ca și pe doamna Betea, că nu, n-a găsit documente, adică cu preoți care să toarne spovedaniile. Și, da, erau consecința zvonurilor. Bă, aici se vede prostia omenească, de fapt. Omul care primește orice zvon, oricât de tâmpit ar fi.
aici Caragiale, când au aruncat podul de la Cernavodă în aer, prinde... Orson Welles cu extraterești? Nu știu, mă rog, asta nu mi-a plăcut niciodată. La radio era, nu la... lucruri mi-au plăcut în tehnică. Automobile și mașina de scris. Restul nu mă pricep. De 50 de ani scriu la mașină. De asta nici discuțiile nu sunt. Sigur sunt și genul ăla de oameni care le place să arate că știu și uite. Dar eu... o satisfacție. Din foarte important, nu doar în noaptea de înviere, ci și în orice duminică, este și cuvântul biserici, predicile, predica bisericii. Din ce ați ascultat, dintr-o experiență bogată pe care o aveți, pe cine considerați cel mai mare predicator? Cine v-a impresionat atunci când era la Amvon? M-a impresionat părintele Băbuș. Acum vreo 2-3 ani, când a vorbit despre fiul risipitor, temă arhi, așa, desfășurat, și a spus-o în locul nemaipomenit. Zice, eu cred că fiul risipitor a plecat de acolo, din casa aia, unde totul era în rânduială, și plictisit de atâta rânduială. Și că voia să vadă. Și atunci mi-am adus aminte de propria mea tinerețe, care niciodată n-am crezut tot timpul în Dumnezeu, n-am. Dar dorința asta de deschidere, de a vedea, de a cunoaște, bine, era și regimul. Asta mi s-a părut un lucru nespus de frumos. Predica, pe de o parte, este... foarte folositoare, pe de altă este și periculoasă, că am auzit preoți invocându-l pe Heidegger ca să se vadă oamenii de cultură, și sigur că asta că vorba unui articol al lui Călinescu, care respecta preotul, are niște pasaje că s-a dus la biserică, predica Nichifor Crainic, și o bătrână și-a făcut cruce la cuvântul universalitate. Deci sunt foarte multe lucruri. Eu cred că mai important este duhovnicul decât predicatorul. Dar, spunea domnul paleologul, Dumnezeu să o odihnească, care era un credincios și care mi-a fost un mentor în sensul propriu al cuvântului, l-am și convins și a dat un articol în Renașterea de la Cluj intitulat Părintele Stăniloae mi-a luat solzii de pe ochi. Adică, cu prilejul unei predici, nu mai țin minte care era subiect. Dar să te duci, cum să spun, la o biserică, fiindcă predică nu mai știu cine, pare tot o modă ca ăla care, știți, apare, niciodată nu apar, nu citesc un scriitor, pe Borges, mulți ani nu l-am citit pentru că era în vogă. Și sigur că oamenii repetă sau cei care vor să fie. Chiar în timpul comunismului a venit o tânără care mă cunoștea și spune și mie ceva de Mircea Eliade, tradusese multe fragmente din Le Fleuve du Labyrinth, convorbirea lui cu Claude-Henri Roquet, pe care mi le-a Cristoiu, le-a dat drumul la câteva fragmente, că băi, sunt îndatorat pentru multe lucruri. Înainte de Revoluție, trebuie să spunem asta. M-a lăsat pentru să că volumul a apărut la noi după Revoluție. Eu l-am citit, îl aveam în franceză. Cred că la Dacia a apărut în 92-93. Da, bine tradus de doamna Doina Cornea, Dumnezeu să o ierte, dar eu l-am citit în franceză, pentru că atunci când de la Naionescu, știu asta, nu mergi la...
mâna a doua. Dacă știi limba, dacă era în engleză, sigur că îl citeam și eu în românește, dar a apărut în franceză. Bine, acolo este o chestie, într-o carte atât de frumoasă, cumplită. Claude Henri Rocher îl întreabă, domnule Broglie, dar dumneavoastră ce biserică mărturisit? Nu pot, că eu sunt specialist. Adică e ca și cum eu m-ar invita cineva să-i vizitez crama și spun, da, dumneata proprietarul, ce bei, Otonel, Aligote, nu că eu sunt proprietarul, cam așa ar veni, nu pot să influențez. Ce se întâmplă? Sigur că pe unii, uite, pe Gerard Depardieu l-a adus la ortodoxie citit. Marele actor. Și pentru că acea, nu știu, nu mai țin minte ce culegere, cred că una care chiar făcea apologia mănăstirilor din Basarab, dacă ce fie, în epoca interbelică, așa, da, și a trecut la, că nu știu ce, fiind el foarte solid, au trebuit să ia un, nu știu, un butoi ca să-l boteze, nu știu ce, cadă imensă, că nu încăpea. De ce spune Nicolae Steinhard că Hristos e un boier? S-a arătat lumii ca un boier. Asta este. Asta arată cât de bine cunoaște, nu numai limba română, spiritul limbii române Steinhard. Da, pentru că boierul e ăla care dăruiește, nu se tocmește. Gestul de boier nu e neapărat materia. Te și iartă, te trimite, asta în secolul XIX, la Paris, să stai într-o cămăruță, dar să faci o facultate acolo pe banii lui. Asta era boierul. Boierul nu era care, nu știu, joacă poker pe cocoșei și cere la o țintă 20 de ludovii sau de... Și apropo de asta, că mi-am adus aminte textul pe care de mâine Decenius, străbunicului Cioran, Coman Cioran, i-a dat lui Șaguna 16.000 de flori monezi de aur ca să cumpere, să facă sediu Episcopiei Ortodoxe Române la Sibiu, că era la țară până atunci, la Rășinari. Și... Iar asta e Steinhard, un om, chiar recomand o carte recentă a colegului meu, scriitorul Casia Maria Spiridon, despre fericirile lui Steinhard, foarte frumoasă, care are primele 50 de pagini, sunt două capitole de roman. Adică atât de vie este, atât de vii sunt redate momentul în care el refuză orice colaborare cu organele, dar mai ales, cum se numește, încreștinarea lui la Jilava. Și apoi un comentariu foarte frumos la parabola fiului risipitor de care vorbim. Mai este ceva care dăunează, preoți care vor să aducă la zi, adică să facă un fel de aggiornament mai mult involuntar. Și atunci încep să vorbească de internet, de cutare. Nu mă interesează, cum să spun, deci au fost uciși pruncii de Nicomedia, tema zilei. Asta deja că o dăm spre protestantism, spre moralizare. Pentru că omul obișnuit știe și el ce se proiectează. Aici, de altfel, și această mare nenorocire, că cu cât sunt mai puțin instruiți, că virgulă, cultura e cu totul altceva. Dar a scrie cu 3 i, vizitii sau geamgi, aia nu e cultura, aia este instrucție. Și pe care nu mai dă școala acum, că dă greier de mâncat
Și așa a apărut o român, toamnă gri, nu, cri, toamnă gri, nu credeam că într-o zi oamenii ne vor hali. Așa. Deci, mutația valorilor estetice. Da, da, nu vine la USR. Care este, care e semnificația intimă, profundă a învierii? Adică, lucru, dacă ar trebui un singur mesaj pentru cei care ne urmăresc, care ar fi acela? Care este semnificația acestor zile? Tot bucuria, tot ce spune eu am gură de aur. Și care ați venit, dumneavoastră ați pomenit, și care ați venit la jumătate, și care ați venit în ultimul sper, bucura. Vițelul e gras, e de mâncare pentru toți. Și n-am disprețuit niciodată corelativul material. Adică un nou roșu, un, cum să vă, o bucată de carne, vedeți că asta face de fapt Hristos. Și aici Steinhardt s-a oprit în mod coerent și original și creator, aș zice. Stă la masă, nu le ține o predică, nu e protestant Hristos. De-aia spune Părintele Rafael, noi. Uite, dacă l-ar citi un tânăr, student sau un intelectual, și celălalt noi ca volumul alcătuit de, editat de Sorin Dumitrescu, dar și Cultura Duhului. Ar fi, cum să vă spun, că întotdeauna trebuie căutați teologii care nu fac teoria chibritului și arată că au citit cu tare codex bizantin, care de fapt îl citesc în franțuzește sau în engleză, să vă vedea până la urmă, și care vorbesc, o să spun, din inimă, dintr-o normalitate, dintr-o... asta este bucuria și hai să mai bem un par de vin, să mai luăm o felie de cozonac cu nou roșu. Asta sunt corelative. Nu se poate fără. Asta zice. Bucurați-vă, vă îndăm și eu pe cei care ne priviți în această zi. Bucuria ca stare de normalitate, cum spunea invitatul meu, scriitorul Dan Ciachir. Mulțumesc mult pentru acest dialog și vă mai invit la podcastul meu. Vă mulțumesc că sunt lucruri de discutat. Ar trebui spus odată ce a însemnat continuitatea bisericii. Că a existat de plin în comunism, n-a avut o monarhie, din păcate. Dar Dumnezeu i-a dat bisericii sale continuitate. Mulțumesc pentru prezență. Ok? Cât am făcut? O oră și 2 minute.